Because the film was coming with little name, and the yeah, I'm gonna call it a business. Yes. Nu știu, nu ea era. Nu știu, nu știu. Vazlină? Nu, eu nu pot să facem. Nu, e hrasă. Nu, e hrasă. Bună ziua la toată lumea! Doamna director, doamna Dobraia, eu pe această cale vreau să mă adresez la agricultorii din Republica Moldova. Eu probabil am luni bune, ca să nu spun, cred că mai mult de jumate an de când vorbesc despre semnarea acestui acord extrem de important și mult așteptat de agricultorii din Republica Moldova. Evident că lucrurile nu s-au întâmplat atât de rapid cât s-ar fi putut, dar contează momentul în sine. Deci este vorba despre acordul de 55 de milioane de dolari, bani care au fost transpuși în 50.100.000 de euro, 50.100.000 de euro, dar conceptul documentului în sine a rămas același. Vorbim despre agricultura de Republica Moldova, dezvoltarea ei și performanțele ei în viitor. Vorbim despre procese de fortificare a IPA și pregătirea ei pentru posibilitatea de a se capacita și de a accesa fondurile europene. Vorbim despre ANSA, care trebuie să garanteze în fiecare zi că mâncarea care ajunge pe masa moldovenilor este una sigură și inofensivă. Evident că mă adresez și colegilor noștri din agricultură care se ocupă de zootehnie. Și unul dintre programele, eu sper că va fi unul dintre programele, nu știu, să-i spunem acestor ultimii 30 de ani, în urma cărora noi vom avea acele 20.000 minim de vaci de înaltă productivitate, care va permite ca pe masa cetățenilor din Republica Moldova să ajungă produse lactate, produse dintr-un minim de 50% de lapte autohton din ferme controlat. Lucru care nu mă face să fiu numai mândru de agricultorii din Republica Moldova și să mă bucur și în calitate de cetățean că noi vom reuși să punem pe masă cetățenilor din Moldova aceste produse sigure și de o calitate deosebită. Evident că în urma schimbărilor climatice, astăzi în Republica Moldova nu poți vorbi despre dezvoltarea agriculturii fără semn de ridicare. Este practic imposibil și mai ales în deosebi ultimii 3 ani ne-au demonstrat că seceta în Republica Moldova, dacă înainte se repeta o dată la 5 ani, astăzi se repetă o dată la 2 ani. Noi am avut seceta din 2019, 2020, crâncenă, 21. A fost un an cu roadă foarte mare, după care s-a repetat anul 2022. În anul 2022, în premieră, seceta a fost și la nordul Republicii Moldova și în urma unui studiu efectuat de către FAO pe teritoriul Moldovei, s-a depistat că noi am avut în premieră absolută la nordul Moldovei 15% din teritoriul nostru afectare către secetă. Anume din aceste considerente, Ministerul Agriculturii a identificat aceste trei zone unde sunt asociații utilizatori de apă, unde sunt agricultori care fac agricultură de înalt plus valoare. Am identificat aceste trei zone pentru a fi restabilite, centralizat sistemele de irigare. Deci, mulțumesc, cetățeni, în ceea ce privește sistemele de irigare, este un prim pas. Este primul pas, după care urmează, după mine, cred că, ample procese de reorganizare a sistemului de funcționare, a sistemelor de irigare din Republica Moldova. Miercurea viitoare va fi votat și susținut de către Guvernul Republicii Moldova, crearea agenției ANIF-ului, care va prelua și care deja este inclusă în aceste documente pe care le semnăm noi astăzi, ca o agenție care va administra, practic, tot sistemul nostru național a sistemelor de irigare centralizate și vom încerca să aducem, adică prin aceste documente semnate, prin crearea agenției naționale de îmbunătățiri funciare, noi oprim procesul de degradare, de distrugere, de lipsă totală de administrare a sistemelor de irigare și începem alături de agricultorii din Republica Moldova procesul de reabilitare a sistemelor de irigare. În faza inițială, scară mare, după care, ulterior, vom face un plan de afaceri pentru reabilitarea sistemelor de irigare la scară mică sau așa numite irigări mici. Prin această ocazie, eu vreau să felicit agricultorii din Republica Moldova, doamna Cotlobuga,
Ședinta Asociației din fermelor, producătorilor de vaci de lapte sau crescătorilor de vaci de lapte. Eu știu sigur că dumneavoastră și cu asociația dumneavoastră și cu ceilalți 251 de fermieri care dețineți ferme și animale în posesie și îl creșteți, erați întotdeauna și ați fost întotdeauna în așteptarea acestui document. Eu vreau să spun pe această cale că, practic, eu cred că sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, acești bani vor fi disponibili pentru a putea fi deja implementat, de a începe procesul de implementare a proiectului de revitalizare a sistemului zootehnic din Republica Moldova. Felicitări nouă tuturor, felicitări Republicii Moldova, cu un pas înainte pe dimensiunea dezvoltării siguranței alimentelor și ce este cel mai important, a alimentelor de calitate pentru cetățenii din Republica Moldova. Thank you. Good afternoon and thank you, Minister. I have to say I didn't get everything, but I think knowing the project a little bit and knowing the issues in Moldovan agriculture, I think I understood some of what you were describing. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Eu nu cred că am înțeles chiar tot discursul, însă cunoscând foarte bine situația din Republica Moldova, cunoscând foarte bine problemele cu care se confruntă agricultura din Republica Moldova, cred că îmi dau seama foarte bine despre ce v-ați referit în discursul dumneavoastră. But let me just say that I'm really pleased to see that with this new project we are continuing our long-standing cooperation that we have had. The World Bank and the Republic of Moldova have had for more than a decade. Vreau să vă spun în primul rând că eu sunt foarte încântată pentru că datorită acestui nou proiect pe care noi îl semnăm acum, Republica Moldova continuă o colaborare de mulți ani, de mai bine de decenii, pe care noi o avem Banca Mondială împreună cu Republica Moldova. And it's no surprise to anybody that agriculture and food sectors are very important for Moldova's economy. Și nu este o surpriză pentru nimeni faptul că agricultura, dar și sectorul alimentar sunt domenii foarte importante pentru economia Republicii Moldova. These are pillars. They contribute to GDP. It's 15% of GDP. But they also employ a large number of people. Sunt pilonii economiei, pilonii pe care se bazează economia Republicii Moldova, sunt pilonii reprezintă o parte mare din PIB-ul țării, și anume 15%, dar totodată și angajează un număr mare din lucrătorii din Republica Moldova, și anume 21% din populație sunt implicate în agricultură. And more than 70% in rural areas, families, they depend, their livelihoods depend on agriculture, in one way or another involvement in agricultural activities. Și mai bine de 70% din locuitorii zonelor rurale, familiile care locuiesc în zonele rurale, într-un fel sau altul, depind de agricultură. However, agriculture and food production face many challenges. Some of them, Mr. Minister, you mentioned, that's climate change is one of the reasons, one of the things that affect agriculture the most, frequent droughts, frequent floods. Totuși, agricultura se confruntă și cu multe probleme. O bună parte dintre ele și cele mai importante, de fapt, le-ați menționat dumneavoastră, domnule ministru, în primul rând este vorba de provocările asociate schimbărilor climatice, temperaturile extreme, inundațiile, secetele. And recently, not only that, I think we have seen the global food crisis going up. We have seen that as a result of Russia's invasion of Ukraine, Moldova suffered significantly on input prices. Therefore, there are a lot of challenges that the sector is facing. Și nu doar acestea, recent s-au mai adăugat și altele, cum ar fi creșterea prețurilor la produsele alimentare la nivel global, la fel invazia Rusiei în Ucraina, care au adus cu sine multe alte probleme Republicii Moldova. But as we often hear, every challenge, every crisis is also an opportunity. Dar cum auzim noi deseori spunându-se, fiecare criză, fiecare provocare aduce cu sine oportunități. And I really hope that with this project and our working together, we can turn this crisis into an opportunity for Moldova's agriculture sector. Și eu sper foarte mult că lucrând împreună în cadrul acestui proiect, noi vom reuși să întoarcem și această criză într-o oportunitate pentru sectorul agricol al Republicii Moldova. Make it more effective, make it more income for farmers,
make it better job at the better job provider, and also bring it onto a more sustainable and resilient. Vom reuși să facem agricultura mai eficientă, agricultura să aducă mai multe venituri, totodată să ofere locuri de muncă mai bine plătite pentru fermieri, dar și să devină mai sustenabilă și mai rezilientă. And we're really glad, the World Bank, that we can support this transition of Moldova's agriculture, continue supporting this transition of Moldova's agriculture. Și noi suntem foarte bucuroși în cadrul Băncii Mondiale de această ocazie de a vă putea susține în continuare Republica Moldova să treacă prin acest proces de tranziție. And I learned that the previous project that ended not that long ago have provided a lot of interesting things, you know, in supporting farmers, in getting better technologies, providing grants to help with their export products. Therefore, there have been a lot of good things happening in our collaboration. Și eu tocmai și eu știu, cunosc că proiectul, un alt proiect în sectorul agricol care s-a încheiat nu de mult, a oferit de asemenea sprijin fermierilor din Republica Moldova, i-a susținut prin intermediul tehnologiilor, la fel să-și crească exporturile, prin intermediul granturilor, la fel au fost susținuți. But as you, Mr. Minister, already went into more detailed description of what the project, the new project will do, I will not do that. I will just want to finish my intervention with saying that everything depends on implementation. Dar având în vedere că dumneavoastră ați dat detalii suficiente despre noul proiect, eu nu am să vorbesc, nu am să le repet. Vreau doar să închei spunând că totul depinde de procesul de implementare. We'll be signing it today. That's the easy part. Noi vom semna acordul astăzi. Asta este partea ușoară. There are some processes to take still to process it to when we get to start the implementation. Mai urmează după aceasta încă câțiva pași care trebuie întreprinși înainte de a putea începe implementarea. And based on experience, what I've seen, I hope we can do it quickly. Și ținând cont de experiența, ținând cont de ce am văzut eu până acum cum se derulează lucrurile, sper că și pe aceasta și această procedură o vom putea derula destul de rapid. And that is, I think, we all at the World Bank, we really look forward to that phase, to the implementation. And I hope that at some point when the activities will start, we can take a trip together and see how they are going. Și noi, în cadrul Băncii Mondiale, așteptăm, sperăm să trecem cât mai rapid la faza de implementare și odată ce proiectul va începe, va demara, sper că la un moment dat, în perioada de implementare, vom avea posibilitatea împreună să mergem într-o deplasare, să vedem cum se desfășoară lucrurile. It is important to see the results on the ground. Pentru că chiar este important să vezi activitățile pe teren, la fața locului. Therefore, that's what I'm looking forward to very much. And I would really like to thank you personally, Minister, for very good collaboration, your team in the ministry, that we could make this project to the stage, signing here, and then on to implementation. Thank you very much. Thank you. Și chiar aștept cu nerăbdare și sper mult în curând să putem merge în teren și să vedem activitățile proiectului acolo. Totodată, în încheiere, vreau să vă mulțumesc foarte mult personal, domnule ministru, pentru eforturile dumneavoastră, pentru colaborarea foarte bună manifestată cu Banca Mondială. Totodată, aduc mulțumiri și echipei ministerului pentru că a făcut tot posibilul ca noi acum, astăzi, să fim la această etapă de semnare. Aș vrea și eu să vă spun, doamnă director, că Republica Moldova nu o să oprească numai la acest proiect de implementare pentru agricultură. Moldova nu o să oprească cu acest proiect. Și eu am ferma convingere că, reieșind anumite fapturi pe planetă, din motive naturale, sunt foarte multe țări care nu își pot permite să-și producă alimente suficiente ca poporul și populația lor să nu dure și să îndure foamete. În urma reformelor și investițiilor făcute de către Guvernul Republicii Moldova, eu am să vin la noastră ca să mă susțineți, noi să promovăm Republica Moldova ca o țară care poate îndestula alte țări cu producția agroalimentară. Să salvăm copiii și cetățenii din Africa sau din țările asiatice care locuiesc în pustiu și nu au o bucată de pâine pe masă, Moldova să fie cea care va livra aceste producții. Și drept rezultat a reformelor în agricultură care le facem noi astăzi.
Și noi, eu m-am mai asumat cu directorul de la ANSA ca în 2 ani de zile să fim listați la exportul de brânzeturi și cașcavaluri în Uniunea Europeană. Și eu am să vă invit pe dumneavoastră la primii bani dați la o firmă de vaci de lapte în Republica Moldova. Și am să vă invit pe dumneavoastră când o să exportăm primul cașcaval în Uniunea Europeană din Republica Moldova. European Union. Pentru că, da, pentru că toate reformele care le face Ministerul Agriculturii, ele sunt în complex și ele sunt cu o viziune în totalitatea sa, dar nu vedem numai segmente mici în vârstă. Așa că eu am să vă rog să mă susțineți când o să începem să includem Moldova ca jucător mai mare pe piața produselor agricole. Absolutely. Cu siguranță. Ok. Absolutely, Mr. Minister. Moldova este o ordine. Un proces bun. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru Moldova. Prima picătură. Exact. It's for Moldova. First drop for Moldova. Okay.